Statisticile furnizate de Biroul Electoral Central arată că la nivelul județului Mureș, din cei 249.731 de votanți, cei mai mulți au fost cu vârste cuprinse între 45 și 64 de ani. Cei mai puțini interesați să-și manifeste dreptul electoral au fost cei care au avut șansa pentru prima oară să pună ștampina pe buletinul de vot. O altă statistică arată că aceeași situație este și la nivel de Târgu Mureș. Este îngrijorător că în timp ce persoanele peste 65 de ani s-au dus la vot, probabil pentru viitorul copiilor și nepoților lor, nepoții nu au fost interesați să voteze. Se pare că la aceste alegeri locale, mureșencile au fost mai conștiincioase, numărul de femei care s-au dus la vot fiind mai mare ca și numărul bărbaților care s-au prezentat la urne.